În prezent, în secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu sunt internați aproximativ 90 de gorjeni cu probleme psihice, deși capacitatea secției este de numai 60 de locuri. Din păcate, avem foarte mulți bolnavi astăzi. Avem 93 de bolnavi pe 60 de paturi. Cei mai mulți dintre ei sunt într-o stare psihică foarte gravă. Mă refer la bolnavii psihotici, schizofrenii, psihoze paranoide, psihoze organice. Patologia afecțiunilor psihice este diversificată, iar medicii trebuie să prescrie tratament în funcție de medicamentele de care dispun. Gabriela Pătrășcoiu, șefa secției de psihiatrie, susține că medicamentele primite de la farmacia spitalului sunt insuficiente în raport cu numărul bolnavilor internați, dar și cu afecțiunile acestora. Situația este dramatică și din punctul de vedere al medicației. La ora actuală avem foarte puține medicamente cu care să rezolvăm patologia existentă pe secție. Șefa secției de psihiatrie s-a văzut nevoită să trimită aparținătorii să cumpere din farmacii medicamentele pentru bolnavi, pentru că acestea nu există în spital. Medicamente sunt puține. În general nu am trimis bolnavii să cumpere decât în cazuri excepționale și acolo unde puterea financiară a aparținătorilor era deosebită. Pentru ceilalți ne-am descurcat, am făcut tot felul de artificii, am încercat să rezolvăm cât de cât problemele fără să ne văităm prea mult.